Și reveni, stimați telespectatori, în forță pe sistem turbat. Ca să vedeți miracolul începutului de școală, ce înseamnă pe litoral. Mie mi se pare o zi superbă de plajă. Plaja e pustie aproape. Beach barurile și șezlongurile rămân până în weekend, probabil. Unii au început să strângă. Marea super calmă. Cald frumos. Maidane zi se mănâncă în trei, că nu mai au ce mânca. Nu e frig deloc, cum se fofolește lumea. Mi se pare timpul perfect după ce am dus copilul la școală să vin să fac o baie în mare. La soare sunt peste 25 de grade. În apă nu vă să fi spart vreunul gheața. Da, mi se pare super ok. S-au mai închis gogoșile și aurmăriile. Chioșcurile. Da, vorba aia, suntem în binecuvântata zi de 11 septembrie. Marți. 11 septembrie 2018. Plaja e curată, goală. Nu bate vântul. S-a închis și Caredi de câteva zile. Abia aștept să vin la plajă fără să fie umbrele și șezlonguri pe ea. Aici spre Astoria văd că deja au strâns. Totul se derulează foarte rapid acum. În două zile mai dispare un sector și mai strânge șezlonguri, umbrele. Aici am să vin la plajă. Cred că azi. Mai sunt câțiva turiști rătăciți. Ar fi fost mai mulți dacă idioții din Ministerul Învățământului deschideau școala cum se ar fi cuvenit. Pe 15, respectiv 17, nu 10. Asta e. S-au mai dus câteva miliarde pe pulă, s-au dus. S-a închis aici. Încă mulți angajați la terase sunt elevi. Și na, își fac și ei calculele că încep școala, liceul, mă rog. A fost și un sezon greu, mai ales pe sfârșit foarte multă lume. Aici nu e reluare. N-am dat filmul înapoi, omul chiar înoată cu spatele, alergă cu spatele. Și foarte bine face. Nu mai am mică. A, foarte bine atunci, am înțeles. Bine atunci, ha, vorbim încă la două. De fapt, încă sunt atât de mulți oameni că până și în gară a venit un tren cu un singur vagon să ia spre plecare, idioții. Și n-aveau loc în vagon, a ieșit revoluția acolo, la Eforie, în gara CFR. Iar astăzi, ca să fie treaba și mai bună, au închis și podul de la Gigea la vechi și pe podul nou, că e nebunie aici aglomerație. Mă rog, o fi acum cât merge lumea la serviciu. Hai, închid aici transmisia. Ne vedem în apă și pe plajă.